Vă vorbesc în numele revoluționarilor reintele clasă politică în această țară. După tot sacrificiul nostru din decembrie 1989, am ajuns să ne pară rău de ceea că am ieșit în stradă împotriva regimului comunist. Credeți că dacă știam noi cum se desfășoară acest capitalism, mai ieșeam în stradă? Credeți că mai ieșeam în stradă dacă capitalismul ăsta turbat, bazat pe jefuirea acestei țări de către cei din administrația țării și de către cei ce ne conduc și sunt aleși, sunt doriți de poporul român? Nu, domnilor. Suntem aici datorită sărăciei în care se află țara, iar aleșii își bat joc de sufletul poporului român, iar noi, revoluționarii, vedem cum ni se confiscă lupta din decembrie 1989, iar și ne-a dreptul la viață, iar guvernanții și parlamentarii să dorească moartea pensionarilor, handicapaților, a șomerilor, a oamenilor fără loc de muncă. Oare v-ați gândit, domnilor politicieni din fruntea țării, cum trăiesc oamenii care sunt disponibilizați de la vârsta de 50 de ani? Cum vor trăi ei până la vârsta de 65 de ani când vor fi pensionați? Vă întreb asta că pe ei nu-i mai angajează nimeni. Datorită vârstei pe care o au, v-ați gândit vreodată la cei care sunt flămânzi și nu au bani să-și plătească datoriile la stat? V-ați pus în locul acestor amărâți? Oare așa ajungeați dacă nu erați în fruntea țării? Cercetori, muritori de foame, așa cum sunt românii acum. De asta au murit atâția oameni la Revoluție și s-au sacrificat. Ca să o duceți mai bine, poporul român știe cum aleșii își votează pensii și salarii pe viață. Au trecut 25 de ani de la Revoluția din 1989, suntem conduși de guvernați și parlamentari corupți. Domnilor, vă vorbesc în numele celor amărâți, celor flămânzi și neajutorați. Vă vorbesc în numele bătrânilor care au ajuns să-și caute pâinea în ghienele de gunoi, a copiilor care cerșesc pe străzi și se uită cu lacrimi în ochi că n-au bani să-și cumpere mâncare, jucării, medicamente, acum în ajunul Crăciunului. Vă vorbesc în numele celor care au ieșit în stradă în decembrie 1989, acum, după 25 de ani, copiii revoluționarilor întreabă: a meritat să moară atâția oameni la Revoluție? După cum se vede, nu. Nu, nu a meritat. Domnilor aleși, noi v-am votat, v-am dat putere. Dacă nu știți să o prețuiți, nu veți mai întâlni niciodată cu ea. Iar acum, când voi sunteți la putere, noi sperăm să faceți această țară așa cum ne-o doream în acele zile sângeroase. Fără noi, revoluționarii, Europa nu mai era o Europa unită. De aceea vrem ca justiția să fie dreaptă și corectă. Vrem ca toți care au încălcat legile acestei țări să fie diferiți justiției, fără a ține cont de apartenență politică sau de etnie. Suntem în România și toți trebuie să respectăm legile acestei țări. Oare ce făceați acum 25 de ani? Domnilor, domnule primar, domnule consilier ai orașului Focșani, domnul Marian Oprișan special, știind că ați participat direct la Revoluția din 1989, acum, după 25 de ani, vă rugăm, respectați legea 341 pe 2004 și puteți, spuneți în posesie toți revoluționare care au dreptul la cei 100 de metri pătrați de spațiu comercial, făcând dreptate. Noi vă mulțumim și respectăm aceste zile a Revoluției care a lăsat traume fizice și psihice pentru tot restul vieții. Domnilor aleși, sperăm ca dumneavoastră vă veți trezi la realitate și în România se va instala o adevărată democrație. Știți că într-un stat de drept nu mai domină hoția. Nu mai există la sufrirea omului de către om. Dacă s-ar strânge bani de la persoanele corupte, li s-ar confisca averile, am putea asigura un trai bun oamenilor necăjiți, bătrânilor, copiilor străzii, bolnavilor. Și acum special pentru domnul președinte Iohannis. Ați vorbit la Timișoara despre libertate și democrație. Noi, cetățenii din Focșani, suntem dispuși să vă credem până când cei tineri și electoratul român va vedea că vă țineți de cuvânt. Iar la teritoriul ce ați promis,
Așa cum a spus că după 25 de ani aveți dreptul să faceți un bilanț a ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în România, am făcut și noi un bilanț. Și am văzut că nimic nu merge în România, țara tuturor posibilităților pentru unii. Domnule președinte Iohannis, ar trebui să faceți puțină ordine în jurul dumneavoastră. Și atunci românii din toată țara vă vor respecta cu adevărata dumneavoastră valoare. Indiferent de etnie, noi revoluționare nu suntem în măsură să vă dăm un sfat. Dar dacă ne-am adunat după 25 de ani, ne referim la cei morți, răniți, cei ce au luptat în revoluție, este normal să ne deranjeze cei ce au jefuit această țară. În încheiere, vă dorim dumneavoastră celor de față, domnilor parlamentari, deputați și în special domnului președinte Iohannis, celor care sunt corești și cinstiți, care vreți binele acestei țări, multă sănătate, putere de muncă, întregului popor român, multă sănătate, sărbători fericite și Crăciun fericit. Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu.